Te-ai gândit vreodată cum ar arăta lumea aceasta dacă de dragul corectitudinii nu am avea voie să ne salutăm cu Hristos a înviat? Nu trebuie să-ți mintea mult. Fără această realitate, lumea nu ar mai exista. Pentru că n-ar exista niciun motiv pentru care Dumnezeu să mai rabde oamenii dacă ei n-ar avea șansa împăcării cu Domnul Isus Hristos șansa de a se desprinde din împărăția întunericului și de a intra în împărăția neprihănirii lui Dumnezeu. Deci, cu bucurie, Hristos a înviat și bine ne-am reîntâlnit la o nouă meditație despre împărăția lui Dumnezeu. Dacă ai avut cumva dorința și posibilitatea să urmărești meditația anterioară, Poate ți-amintești că am vorbit despre siguranță, despre certitudine. Cum nu am certitudinea că te-am ajutat suficient, am decis să continui ideea, abordând subiectul dintr-un alt unghi. Mai concret, cine poate fi sigur că nu va vedea împărăția lui Dumnezeu sau cine o va vedea de departe, dar nu va avea parte de ea, nu va fi înăuntru. Spre fericirea noastră și, în același timp, spre nefericirea celor care nu cred, nici aici nu este foarte complicat, deoarece scriptura ne oferă răspunsuri clare. Voi începe cu afirmația Apostolului Pavel. Ce spun eu fraților este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. 1 Corinteni 15 cu 50 Prin afirmația aceasta, Pavel spune că oamenii care rămân doar materie, carne și sânge, oamenii care nu se nasc din nou, nu pot ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Afirmația este atât logică cât și documentată. Spun logică deoarece nu înțeleg cum ar putea cineva ajunge într-o împărăție pur spirituală dacă aparține doar materiei, lumii materiale. Am spus documentată deoarece Domnul Isus Hristos a afirmat cu claritate. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ți-ai dat seama că este vorba de discuția lui Iisus Hristos cu Nicodim. Afirmația Mântuitorului și afirmația lui Pavel arată că văd că au parte de Împărăția lui Dumnezeu doar cei transformați de Duhul Sfânt. Apoi, în mai multe rânduri, Apostolul Pavel spune că Împărăția aparține celor sfinți, nu celor care aleg să rămână în păcate. Enumărând păcate precum uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, Pavel spune că astfel de oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galaten 5 cu 21. Chiar dacă lista păcatelor este diferită, Pavel scria celor din Efes, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închilător la idori nu are parte de împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Efeseni 5 cu 5. Asumând un riscul de a face cu mine ce a făcut Felix cu Pavel, vreau să vă spun că nici corintenii nu au scăpat de listele apostolului. În prima scrisoare apostolul scrie, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvare, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malachi, nici sodomiți, nici hoții, nici cei nici bețivi, nici defăimătorii, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, 9 și 10 Lângă listele acestea cu păcate care sigur ne fură dreptul la împărăție, vă reamintesc un alt adevăr. El, spunea Pavel, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei sale, Coloseni 1 cu 13. Aceasta înseamnă că în împărăție sunt doar cei care au fost mutați de sub autoritatea păcatului și au intrat sub autoritatea lui Hristos. Dacă vreți să fim și mai practici, atunci trebuie să spunem răspicat că în împărăția celor nu pot intra cei care nu se smeresc. Mântuitorul care ne dorește în împărăție și a demonstrat plătind cu viața pentru aceasta, spune... Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaj. cu niciun chip nu va putea intra în ea. Și în final pot fi sigur că nu vor avea parte de împărăție toți cei care se încred în orice altceva sau în oricine altcineva în afară de Domnul Isus Hristos. În contextul discuției cu tânărul bogat, Mântuitorul spune cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care se încred în avuții, în bogății. Dragii mei, lucrurile frumoase merită repetate. Împărăția există, este frumoasă, și încă mai are câteva locuri libere. Dacă suntem în ea, ar trebui să avem o singură frământare. Cum să-i fim pe plac împăratului? Aceasta, sigur, are de face și cu slujirea celor din împărăție, dar și cu slujirea celor din afara ei. Dacă pe cei din împărăție trebuie să-i motivăm și să-i ajutăm la sfințire, la slujire, la iubire, pe cei din afară trebuie să-i ajutăm la salvare, la dobândirea mântuirii lui Dumnezeu. În cazul în care, prin alegere, nu este numărul celor din împărăție, fă tot ce trebuie, tot ce ți se spune ca să intri în ea, să nu te pomenești că vor intra alții înaintea ta sau mai grav că vor intra alții în locul tău. Ne place sau nu, Mântuitorul atrage atenția că anumite privilegii pot fi irosite. El le spune evreilor că vor veni de la apus, de la răsărit, oameni care n-au nicio treabă cu Avram, Isaac și Iacov și vor sta la masă cu ei în împărăția cerurilor. Mai grav pentru unii, Domnul atrage atenția în contextul fiului care nu ascultă de tatăl cel trimite la vie că împărăția va fi luată de la unii, va fi dată la alții care vor aduce roade cuvenite și că vame și prostituatele care se pocăie și cred vor intra în împărăția lui Dumnezeu înaintea lor. Ei vor fi scoși afară. Nu voi înceta să spun că noi românii am fost și suntem privilegiați. Mulți am auzit cuvântul de vreme, că îl avem în casele noastre, am crescut în familii bune, dar, dragi mei, dacă nu credem Evanghelia, dacă nu o trăim, dacă nu împlinim condițiile intrării în împărăție, nu ne lepădăm de păcat și nu ne unim cu Isus Hristos, s-ar putea ca mulți alții, mai răi ca noi, să ajungă în împărăția lui Dumnezeu înaintea noastră și, Doamne ferește, în locul nostru. Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate privilegiile pe care le ai și folosește-le cu responsabilitate. Îți mulțumim că și astăzi ai fost cu noi. Sper că te-am ajutat cu ceva. Dacă ai anumite întrebări, frământările, poți trimite pe adresa de e-mail Dacă ai nevoie de putere, de înțelepciune, cerere de la cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Hristos este viu, împărăția lui este frumoasă. Cunoaște-l pe Hristos, ascultă-l, intră în împărăție și bucură-te de ea.